Joi 3 octombrie, în sala polivalentă din Călăraș, s-a desfășurat partida din etapa a 6-a a Ligii Zimbrilor dintre AHC Dunărea Călăraș și CSM Făgăraș, partidă câștigată de călărășeni cu scorul de 25-21. De la AHC s-au remarcat portarii George Șelaru și Vlad Rusu, precum și Gabriel Bujor, care a înscris 8 goluri. Etapa următoare, AHC Dunărea Călăraș, va juca în deplasare la Focșani pe data de 10 octombrie. Yeah!
Thank you.